Viitorul Ulmeni a fost la un pas de a-i strica lui Constantin Olariu debutul pe banca tehnică a echipei FC Zalău. Vineri după amiază, FC Zalău a disputat primul joc amical în această vară și chiar dacă a întâlnit o echipă de Liga 4, gruparea de la poalele Meseșului a fost la un pas de a suferi o înfrângere rușinoasă. Oaspeții conduși de pe banca tehnică de Petre Ilieș, un fost junior al echipei FC Zalău, au început partida în forță și au punctat de 3 ori în mai puțin de 30 de minute de la startul partidei. După 3-0 la pauză, zălăoanii au ieșit ceva mai motivați de la vestiare și au revenit pe parcursul reprizei secunde și au punctat de 4 ori fără a primi gol. Dar pe final de partidă, gruparea maramureșană a reușit să spargă din nou apărarea echipei sălăjene și partida s-a încheiat nedecis, scor 4-4.